Ce faci? E la loc. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi mă aflu în satul Țebea, comuna Baia de Criș, județul Hunedoara, și l-am alături de mine pe Claudiu, care ne va prezenta puțin caii lui de expoziție. Are niște cai superbi, foarte mari. E prima oară în viața mea când văd niște exemplare atât de mari. Și aici ai femelele. Da, bună ziua, bine ați venit la Țebea. Asta e o mânză de 2 ani jumate. Dintr-un armăsar, este crescut aici la mine, dintr-un armăsar drag mie care l-am dat la un prieten la Alba și a rămas urmașul lui, mânza. Deci e scoasă la tine. Da, femeala. Da. Vai, bă, ce frumos. Mai avem o iapă de 6 ani. Adusă tot de mine din Polonia. Hai aici, Inca. Inca. Iepele se călăresc sau sunt strict de expoziție? Le... Nu, au fost prinse la căruță, ori fost și la călărie, dar eu le țin mai mult de frumusețe strict și de plăcere. Foarte faină. E mai masivă puțin asta, că e mai în vârstă, bănuiesc, nu? Da. Vai, ce piept are. Sunt gestante amândouă. Da? Da. Cât durează gestația la cai? Eu personal luni. 11 luni. Da. Oh, 11 nu mă place foarte bine. Minus. Poate să ducă și până un an. Uh-huh. Dar normal cam 11 luni e gestația mea. Și la ce vârstă pot fi montate prima dată? După 2 ani jumate se pot monta. Ah, deci acum ea va fi prima fătare și am mai avut mânji. Am avut în Polonia, de când am adus-o la mine nu a făcut. Acum am montat-o cu armăsarii, o să mergem să vedem armăsarii care dețin. Dacă îi țin împreună, am văzut că fac urât de obicei armăsarii sau... Nu, dar îi țin separat pentru că așa e mai bine. Ei ești cu treaba lor și ele sunt cu treaba lor. Am înțeles. Deci e cel mai bine. Asta da. E suprafața unde ele stau tot timpul sau le mai muți? Acolo e tot închis. A fost aici pe platou, ele stau în gard electric toată ziua afară. A, deci e gard electric. Da, dar nu-i curent. A, în momentul de fapt, dar s-a obișnuit, bănuiesc așa... Da, nu ies. Uh-huh. Doar pus un fir să... Da, da, da. A, și nu ies din teritoriu. Nu. Da. Foarte masiv. Foarte cuminți. Ce greutate au, aproximativ? 800, între 800 și 900 de kg. Și bănuiesc că armăsarii depășesc o tonă. Nu. Nu? Tot cam așa. A, tot cam așa sunt. Da. Foarte frumoase. Dar ce culoare e asta? E un maroniu sau cum se numește? Se spune un dereș. Dereș? Dereș pe roșu, da. Pe roșu? Foarte faină. Da. Și aia e un șarg. A, că e puțin mai deschisă, pare, da. Sau cum e? Aceasta e mai roșu. Da, ai un șarg așa spre ciocolatiu, vara se deschide când stă la soare și iarna se închide la culoare și ies niște pete maro pe ea. Am înțeles. Și pe la munca câmpului, gen la, în afară de căruță, nu știu, nu trag absolut nimic, n-au treabă. Foarte frumoase. Nu, că nu le-am pus. Foarte mari. Acum nu mai lucrează nimeni cu cai. Nu mai? Doar de frumusețe. Am înțeles, deci strict de frumusețe. Da, aici pe zona la noi nu mai lucrează nimeni. Imensă. Și le mai periesc cozile sau cum da, trebuie, periodic? Spălate, curățate la picioare, de parazitate. Ei, costisitor. E greu de întreținut? Nu. În cal. Este. Și aproximativ la ce preț ar ajunge, nu știu, un mânz? Păi un mânz depinde, de la 6 luni pleacă de la 2000 de euro în sus. Da, și ele e... cam de la 5000-6000 în sus pleacă prețul lor. 5-6000 de euro o... da, un cal. Un adult. Da. Foarte fain. Văd că are coada mai lungă aia. Îi crește da, părul... Da, nu, e de 2 ani jumate. Ele, după cum înaintează vârstă, crește coada. Am înțeles. A, deci crește ca la om. Cu anii crește și părul... Da. Am înțeles. Foarte fain.
Și bănuiesc că cu cât înaintează în vârstă, cred, eu văd că e mai pieptoasă, deci e mult mai solidă, mai robustă. Da, fiecare are formatul lui, nu e neapărat. Nu, e genetic? Da. Uh-huh. Sunt mari, sunt foarte faine. Și sunt blânde, neașteptat de blânde. Față de unii cai pe care îi văd eu la căruță și lumea spune că sunt periculos, să nu te apropii, că te mușcă. Sunt superbe. Astea-s foarte cuminți. Multă lume vine aici de pe la oraș. Mă trezesc seara că nu mă vin, pozează, le aduc mâncare. Sunt copii care vin să bagă la ele. Bine că și eu am copil și nu țin cai agresiv, pentru că el e zdraș și intră la armăsari, intră la ele și eu nu țin cai agresiv. Da. Foarte fain. Îmi place că nu sperioase, nu au absolut nimic, e superbă. Și ce îngrijite sunt, foarte curate. Năpârlesc, nu știu, ca și câinii, pisicile, o dată de două ori pe an, sau da, cum e? Da, schimbă părul. Deci toamna își fac și ele păr de iarnă și primăvara păr de vară. E un păr mai mic, nu schimbă, ca și... Da, e foarte scurt. Da. Foarte scurt, foarte îngrijite. Și copita ei mare. Da, eu nu le potcovesc pentru că nu lucrez nimica, dar... A, deci nu au potcoave? Nu au potcoave, doar armăsare au. Sus piciorul. De sus. Am un prieten care vine de 2-3 ori pe an. El se ocupă doar cu potcovitul, cu curățatul. Ca și la om, vine și face... Îi taie unghiile, le curăță, le aranjează, că... Și ele au nevoie de... Asta are o steluță albă aici în frunte. Da. Și ce păr, au blond, așa. Da, așa au fost aprii, cu steaua în frunte. Foarte simpatică. Moștenește pe toate. Da, nu se compară cu caii pe care îi văd pe la căruțe și mă gândesc, băi, cât de mici, slabi și chinuiți și mai trag căruța, iar ăștia super frumos și îngrijiți. E total altceva, într-adevăr. Eu și cred și că... prețul e diferit. Clar, clar. Cei de frumusețe e mult mai scump și mai costisitor și trebuie să îi îngrijezi, să ai atenție cu ei. Ca și la păsări, cum crezi că e o păsări de frumusețe și lumea mă întreabă, băi, dar ce beneficiu ai? Iei ceva de pe urma lor? Mai nimic. Efectiv, le ții de plăcere. Da. E... Da, foarte frumos. Se vede diferența, nuanța și acum în lumină, că asta e puțin mai închisă și ai un fel de sur, așa e, mai argintie. Da, așa, puțin. Foarte frumoasă. Da. Nu știu ce altceva să te mai întreb despre ele. Ai spus că provin din probă. Să mergem să vedeți și armăsarii. Da. Acolo, acasă, unde am boxele și mai discutăm acolo. Sigur că da. Ne vedem la armăsari. Nu se mușcă, nu se bat, dar nu sunt ok, că fac unul după altul. A, deci pe rând e cel mai ok să stai liber. Și atunci, în fiecare zi, câte unul... Hai. Ăsta e un mânz de 2 ani, acum în iunie făcut, tot adus din Polonia. Foarte cuminte, foarte... L-am adus pentru montă. E aceeași culoare? Wow! Ce mare e ieșită! Aceeași culoare ca și iapa. Wow! Și dungă interesant are aici. Da. Foarte fain. Am o oarecare teamă așa că nu știu, dar e foarte cuminte, foarte blând, nu are. Copilul ți-a spus, dar are 4 ani se duce la el, să vezi cum îl linge pe cap, îl... Da. Deci e foarte cuminț. Armăsari, eu nu țin armăsari agresiv. Oi, nu mânca camera. Eu nu sunt acasă, mănânce camera. Permanență și atunci nu-mi trebuie armăsari să fie agresiv, să muște, să zârle. Da, asta e că dacă e copilul și se duce fără să-ți dai seama, da. Poate fi periculos dacă e un cal care atacă. Foarte fain. Ei sunt fel de ras, așa, calmă, temperament calm. Și la ce vârstă pot monta masculii? Femeia l-a spus după 2. După 2 ani. Deci și la mascul și la femeie după 2 ani. Da, ăsta deja are montate. Mânza ce-a fost de 2 ani jumate e montată cu el. Am înțeles. Am făcut ecograf, să vedem randamentul lui și a ei și este ok. A, se face ecografie după ce montează? Da, pentru orice eventualitate faci
ecografie, da, să fii sigur că e gestantă sau nu. Și rezultatul a fost... Mă linge. Foarte mare. Are o musculatură, se văd așa mușchi ca la... Da. Da, super, super, e lucrat, e super cu pieptul mare. Foarte fain. Se vede că-s linii foarte bune. În niciun caz, nu prea sunt așa cai la noi, mai ales care nu știe și nu cunoaște și nu-i place pentru frumusețe. El ia doar de muncă, așa, orice cal, dar nu e. Eu ți-am zis, nu mă muncesc, eu țin așa de frumusețe și de muncă. Au spațiu, păi mă uit, ai curtea câteva mii de metri numai pentru un, da, căluț să stea. E super fain. Dar la expoziții ceva sau la, nu știu, no, mici concursuri nu particip, no, că ei, no, chiar dacă ei sunt de... Nu. No. Eu mi țin doar pentru mine și cine vrea mă urmărește postările, vede, vine, am avut de pe la Cluj, am avut multe monte cu ei, adică cu ăla la alt care o să scot imediat afară, au fost sute de kilometri cu ei la monte. Deci dacă e cineva interesat să monteze cu acești masculi, poți să-ți las pagina de Facebook în descriere și te poate contacta, da, poți să te deplasezi cu el. Da. Perfect. Deci dacă vreți genetică super, super bună, cai de calitate, foarte fain. Și într-adevăr, uite, ai dreptate, parcă una din femeile aia mai bătrână, de 6 ani, că nu e bătrână la urma urmei, e mult mai solidă decât ăsta, tânărul. Mi se pare mai solidă, într-adevăr. Da, dar și asta când va avea 4-5 ani, va fi... Se dezvoltă ca, da, și omul, clar. O să-l scot până la de 7 ani, iar măsarul ăla a dus tot din Polonia. Da. Să vezi... Până la ce vârstă poate trăi un cal așa, o medie... Media noi, 25, 30 de ani, 40, depinde cum îți îngrijiți, cum îți folosiți, cum îți... Am înțeles. Ca și la noi, la oameni. Alții poate să ducă 5-6 ani, alții depinde de fiecare. Da, și de cât de mult îl pui la lucru, dar dacă, da, e un cal așa îngrijit, stă frumos, fără probleme. Umblă muștile pe ei, că... Da, mai e câte un tăune, câte o muscă. Da. Oricum, nu sunt așa multe muște, mai văd pe la cap, pe la oi, că acolo vin, da, aici, față, da, de la alții. Mai lăcrimează ochii la ei și am avut ceva soluție și i-am dat pentru muște și nu prea... Nu prea se pune. Și ăștia, iar picioarele îngrijite... Ai spus că ăștia... ...potovite, uh-huh, doar de la... toamnă sau adică din primăvară o să-l potcovesc. Potcoavele la mare. Scuză-mă că te întreb, potcoavele se pun în principal mai mult când mergi cu ei pe șosea, pe drumuri, da, de piatră sau lucruri, da, de genul. Dar cum mă duc mult la munte și mai umblu pe asfalt, mai umblu când montează calul, greutatea se lasă pe unghii și atunci ai creapă care nu sunt unghiile tare, okay, le forțează și se spar. Și atunci când mă duc la munte, îi potcovesc doar cu potcoave drepte, nu cu col să fie să lovească iepile sau doar potcoave drepte să fie, da, să nu calce ea. Am și înțeles. Să se forțeze pe unghii, să steie pe potcoave. Da, da, da. O să-l bag pe ăsta la loc, în boxe și o să scoatem pe la mare. Ok. Ce se aude așa? Copitele? Da, așa tuc-tuc, parcă găleți, nu știu, da, se aude... Da, ăsta e potcovit. Ăsta l-am adus din Polonia în primăvară pentru munte și ăsta a slăbit un pic acum că l-am forțat prea tare la munte. A fost cu vreo 850-900 de kg, acum nu știu, mai slăbit un pic. Dar sunt tramă. Am înțeles. Rugată... mersul cu remorca. Căldurile. Da, au fost și caniculă, vara asta. Da. Dar e ok.
Am avut în jur de 100 și de monte cu armăsarul ăsta. 100 și ceva de monte cu el? Da. Anul ăsta? Din prima oară până acum? Da, de când am avut. Și... am mai dat jos, da, o să, dacă o să vii în iarnă, în primăvară, o să fie ce trebuie. Mănâncă mere. Da. Oricum e mare, se vede că e mai solid decât celălalt, deși nu pare slab, dar tu știi cel mai bine cum este, da. Și cum a fost, na, ca și un om care face sport și consumă energie când face dragoste, automat mai slăbește. Dar oricum, e masiv. Oh. Se servește cu mere acum. Da. E programul de plimbare. Foarte frumos pe picioare. Pe blănița de lac. Da, ăsta e o corcitură de polonez cu ardenez. Ăștia au un pic mai mult păr pe picioare, dar și mai pretențioși la întreținere, pentru că fac ceva exemple aici, dacă nu-i speli, nu-i cureți în permanență, da, au ceva mâncărimi. Da, deci trebuie să curățați periodic. Da. Dar... mai sensibil. De potcovi, se potcovesc des, de mai multe ori pe an sau în funcție de cât... Normal, de 3 ori pe an se potcovește. Ok. Se curăță și se potcovește. Și dacă nu aruncă ei potcoavele de pe ele, cam la 3 luni vine potcovarul, vede jos, vine băgat în jug, curățat și potcovit din nou. Asta e potcovit. Dar din ce în ce se găsesc mai rar și potcovarii care se ocupă de potcovit, nu prea găsim aici pe zonă, trebuie să vină din alte județe. Le plac merele tare. Da. Și găsesc acum pe jos, căzute. Frumos armăsar. Ia pe acea șargă, de 6 ani montată cu el. A, deci pe aia tânără cu cel tânăr și pe asta invers. Am vrut să facem o experiență, să vedem la anul ce va ieși din... Demontat se montează într-o anumită perioadă a anului sau poți fi montați oricând ca ei? Nu, doar într-o anumită perioadă. Problema e că iepele cam din luna februarie-martie încep să umble după armăsar. Ah, deci primăvara, da, să zici la început. Cele gestante se țin în mod normal după ce puie la 9 zile, cam aia e perioada, deci după ce puie, okay, 9 zile de când o puiat, atunci trebuie montată. Ah, deci atât de repede, imediat? Da. Am înțeles. Deci ar putea să facă anual, da, pui? Da. Este greu cu ei, nu e ușor pentru fii, cai și... Da, da, cu animale mari e foarte greu. Eu am doar câteva căprițe și îmi dau seama cât e de greu, că le țin pentru mine acolo, că le țin acasă, nu le dau la stână. Dar cu niște cai... Nu ai sărbătoare cu animalele, n-ai sărbătoare că e duminică, că e sărbătoare, că... Adevărat. Ele mănâncă în continuu. Adevărat. Dimineața, seara, rutina, apă, mâncare, trebuie să le verifici, să nu se prindă într-un gar, să ai spațiu asigurat, că nu se știe niciodată ce se întâmplă cu animalul. Și problema e că pe timp de vară e mult mai ușor, că le ții în gard electric, dar trebuie și pentru iarnă să le pui mâncare, să le cosezi, să le aduni, să... și atunci mâncarea e una, îmbunătățirile care le dăm zilnic la ei e alta. Ceva vitamine, suplimente, nu știu, se adaugă și... Grăunțe. Grăunțe. Mm-hmm. Cereale, adică... Da, da, doar ovăz au porție zilnică. Ovăz, mm-hmm, da, am înțeles. Dimineața, la prima oră, își primesc porția și după aia frânt. Și... Dar se vede că nu e slab, dar se văd puțin urmele la coaste în funcție de lumină, da, față de ceilalți, clar. Da. Se vede diferența că na, e mai muncit, să zic. Când l-am adus, cum a fost, îți arată pozele cu el când l-am cumpărat, dar eu nu l-am luat să îl îndop, eu l-am luat să montez și să-mi placă mie să fie, că nici dacă e gras la maxim nu transpiră, se obosește foarte tare. Da, da, da.
Acum e acum, e ok. La iar n-are timp să pună pe el să refacă. La iepuri, ca exemplu, la fel. Dacă iepuroi e graș sau iepuroaicele, nu prind monta și nici nu poți monta cum trebuie cu ei. Trebuie să fie mai suplu animalul și geneticul. Bun, se vede că e musculatură și tot asta e important. Au avut în Polonia, acolo, în Polonia au un fel de expoziție în fiecare an cu armăsarii și în funcție de produsii pe care îi produce armăsarul, se dă un fel de punctaj. No, și ăsta au avut, când l-am cumpărat, punctajul de 98% din produsii care îi face. Adică calitatea mânzilor, ce iese din armăsar și mi-au plăcut produsii din el. A fost doar la un singur proprietar în Polonia, deci nu a fost purtat din mâini. No, el l-a adus la târg pentru că a vrut să schimbe, ajunge să iepe, adică... Mai schimbă linia de sânge, da. Bănesc că și-a luat altceva. Și-a luat altceva și nu mai putea să monteze cu el, că avea fete din el și nu mai putea să monteze cu el. Și-a schimbat și da. Da, aduce un alt mascul pentru mai multe iepe. Da. Mm-hmm. Da, e robust, e oricum, e foarte mare. Da, punul de ăsta să faci călărie frumos, că nu simte nimic, noi cu... No. 70-80 de kilograme în spate. A fost pus și la căruță, a fost pus și la pădure, muncește, trage. Deci îl mai pui la muncă așa, da. Foarte rar, dar să facă mișcare, să facă, să dezvolte musculatura. Că, și dacă îl lași, mă gândesc, continuu liber, doar așa, el slăbește din musculatură. Are mușchi, dar nu și menține. Nu-i menține, exact, nu-i pune în funcțiune. Că totuși, caii sunt animale grele, animale de lucru. De când lumea și pământul, de pentru călărie și tras au fost făcute. Foarte faine. Acum, de două săptămâni, au venit prietenul ăsta ce mi-i potcovește. I-am curățat, i-am potcovit. Acum să sperăm că până în iarnă nu mai avem treabă cu ei. Da. Foarte frumos cai. Da. Acolo am făcut o greaj de vară, cum îi spun eu, niște boxe unde îi lăs în permanență liber, nu îi țin legați armăsarii. Da. Au mișcare în continuu, mâncare, apă și îi trebuie la un cal să aibă în permanență. Apă, gen, observ unii, voi îi lasă legați undeva și le dă câte o găleată, două pe zi, că mine trebuie. No, eu am adăpător și în greajdi și el bea singur când îi sete, da. Bea singur. Da, și au nevoie de apă curată continuu, dacă este tătută, nu mai bea. Da, nu mai. Se spune de unde bea, și calul poți să bei liniștit. Da, calul e foarte sensibil, dacă miroase sau e ceva apă, el nu-ți bea. Uh-huh. Deci calul e cel mai curat animal. Da. Asta e remorca cu care... Doi intră acolo? Da, care e transport. Da, foarte fain. Da, ce să, îți mulțumesc pentru prezentare, pentru cai, da. Felicitări pentru ceea ce faci. Aici ai mâncarea pentru ei, pentru iarnă. Fânul. Da, fân, balos de lucernă. Mănâncă și porumbi, trebuie să ai de toate, trebuie să ai provizii. Dacă n-ai o hală să-i depozitezi sau să-i stivuiești undeva, e greu, că mănâncă foarte mult, că sunt mari. Trebuie să ai pentru ei provizii și scumpă toate. În momentul de față, cum a fost și secetă, că eu am stivuit deja baloți pentru iepuri, pentru capre și s-au scumpit foarte mult. Da. Deci foarte mult s-au scumpit, nu-ți scoți mâncarea de multe ori cât nu faci animalul. Da. Da, asta pasiunea... este pasiunea noastră și trebuie să investim banii în ceva. Adevărat, exact. Ce câștigăm cu ei așa la munte și la ăștia îi băgăm înapoi și asta m-a costat destul de mult, că eu prima dată n-am vrut să fac... investiția așa mare. Corect. Și după aia am zis, bă, dacă tot mă apuc și o fac, hai să o fac cum trebuie. Și acum, poate pe parcurs, o să mai fac și în față și poate o să-i las și iarna aici, că vreau să închid și aici cu panouri sandwich și să fie condiții ce trebuie. Da, păi văd că e cu sandwich și ca lumea și până la un metru cu zidărie, deci e super ok pentru ei. Bănesc că e ciment jos turnat. Da, este placă de ciment. Da. Mm-hmm. Da, e foarte ok, că au spațiul lor și stau... Da, și ei stau liniștiți acolo, nu-i deranjează nimeni. Da. Ce le trebuie lor. Să nu stai legat și... Orice bănuț îl faci de pe urma unui animal, la fel și o reinvestesc în ei. Materiale, ceva se mai strică, mai trebuie hrană, tratamente, te mai duci la un veterinar, costă foarte mult. Da. E normal.
Da, eu îți mulțumesc încă o dată pentru prezentare și pentru cai. Mulțumesc de vizită și te mai aștept. Oricând, mai da. Vin aici. O și... să mai aducem, să schimbăm. Vreau să mă duc acum iar în Polonia, să-mi aduc un armăsar negru. Negru e culoarea mea preferată și am avut și negru, dar l-am dat, dar o să mă duc să-mi aduc și da. În cel mai scurt timp o să plec să-mi aduc. Să fie pregătit. Și puțin mai scump, mă gândesc. Da, îți mai scump, dar... Dacă îți place, l-ai luat, ce da. Sună. Și mie, poate am toată lumea mă sună, fel, da, îi pun pe internet, am și app-le puse și mă sună de aici, din, no, din fel și fel de localități, din da. Țară și spune, bă, e drumul, e departe, mă costă. Dar și eu mă duc în Polonia, tu pe... Corect. Dar eu nu pot să-i spun la polonez că mă costă drumul, că el nu-i curios. Dacă îmi place, mă duc și dacă exact. Nu e nicio... Toată lumea la noi la român bagă de vină că e drumul de parte. Da, da, mai scade e. puțin că e la drum. Păi tată, da. Drumul e drum, nu te pune nimeni. Da, vrei, vii. Da. La pățesc, că sunt situația asta cu diferite animale. Dacă mai vând un iepure, o găină, orice, drumul. La fel. Toată lumea ne-am învățat drumul. Cine vrea și știe și cunoaște, am vine și nu mai comentează nimic, dă prețul, apreciază da. Și eu știe plec câtă muncă e. Eu plec 2-3 zile pe Polonia căutări, că nu îi găsești așa, numai pac, te duci da. Și ai găsit. Că pe internet ce bagă, ca și cum e la noi, ce îți postează e una și când ajungi acolo e exact. Cu totul altceva. Exact, poți să pățești o mini țeapă, da, să și fie rănit sau să nu auzi o plimbare de asta te costă 1000 de euro, nu da, e ca da. Și cum e acică mei 100 de kilometri și bagi de 100 de lei motorină. Da, da, așa este. Și așa. Acolo când ajungi e cu totul altceva, că am pățit și no, tot... Da. Te întorci fără animal, da. Pleci cu gândul, dar asta și atunci e. Trebuie să mai stai 2-3 zile acolo să cauți în alte zone și totul costă. Da, exact, așa e. Trebuie să stai să dormi, nu poți să dormi în mașină, o hotel, trebuie să te cazezi, o da. Mâncare, o... Când merge în câte doi, no, conducem amândoi să fie mai ok. No, da, că... Să fie odihnit la drum, da. E clar. Sunt kilometri de făcut și, da. Și când cumperi, nu, și când vin apoi cu remorca, cu animale, nu vii ca și cum vii cu mașina singură. Ai așa o răspundere e. În spatele tău, pentru că da. Nu, nu te poți juca cu ei și nu poți să vii tare. Da, da, adevărat și asta. Da, sunt lucruri pe care mulți nu le cunosc dacă nu cresc animale. Da. Indiferent ce ai crește, să ai o treabă cu animale, măcar de câțiva ani, nu? Că da, te apuci lumea... de azi pe mâine, așa. Da. Da. Bagă de vină că e departe drumul. Acum și eu mă duc, nu mă obligă nimeni, dacă îmi place mă duc și dacă nu, asta este. Așa este, așa este. Adevărat. Eu fac din dragoste pentru animale și din pasiune. Da, foarte fain. Deci vă las Facebook-ul în descriere pentru ce interesează, dacă vreți să faceți vreo montă sau sunteți prin zona aici în Țebea să veniți să vedeți, aveți ce vizita pentru că este și cimitirul și cu stejarul pentru cei care cunosc istoria. Și mai multe pe zonă. Plus că este exact la șoseaua principală care duce spre Oradea. Deci, da. Cu siguranță ar și merita. Și să te mai trimit la un prieten de-a meu să aibă niște punei foarte frumoși, dacă vrei să mergi să-l filmezi. Da. Am vorbit cu el, te primește cu mare drag. No. Și te așteaptă. Acolo îmi duc sigur. Copilul zilnic la punei că îi place tare. Mm-hmm. Numai acum copilul a avut ceva, o trebuie să meargă în altă parte, dar în rest tot aici la cai și el. Da, 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 da. De dimineața până seara ne petrecem ziua amândoi aici cu cai. Foarte frumos. Atât. Ne vedem data viitoare. Multă sănătate, mulțumesc de vizionare și nu uitați să vă abonați și să apreciați. Aștept la Țebea. La Caielul Claudiu de la Țebea. Exact.